În continuare avem o ecuație algebrică cu coeficienții mulțimea numerelor reale. Trebuie să determinăm coeficienții p și q știind că 1 plus i e o rădăcină. Păi, nimic mai simplu. Într-adevăr, dacă 1 plus i e rădăcină și 1 minus i ar fi rădăcină cu același ordin de multiplicitate, dar nu am avea nevoie de această informație. Dacă 1 plus i e rădăcină, înseamnă că 1 plus i la a treia plus p pe lângă 1 plus i plus q trebuie să fie 0. Întrucât 1 plus i la pătrat este 2i, obținem că 1 plus i la puterea 3 va fi 2i plus 2i pătrat, adică minus 2 plus 2i. Și atunci, înlocuind în ecuație, obținem minus 2 plus 2i plus p plus pi plus q e 0. Ceea ce înseamnă că minus 2 plus p plus q plus i pe lângă 2 plus p este 0. Și întrucât p și q erau numere reale, înseamnă că tocmai am scris numărul din stânga egalității sub formă algebrică. Ori un număr complex este 0 dacă și numai dacă partea reală, adică p plus q minus 2, e 0 și coeficientul părții imaginare, adică p plus 2, e 0. Ceea ce înseamnă că p-ul trebuie să fie minus 2, iar q 4. Destul de simplu. Dacă s-ar fi cerut să calculăm rădăcinile ecuației în condițiile în care 1 plus e o rădăcină. Deoarece polinomul x la a treia plus px plus q pentru p egal cu minus 2 și q egal cu 4 ar fi x la a treia minus 2x plus 4, întrucât p e un polinom cu coeficienți în mulțimea numerelor reale, iar x1 egal cu 1 plus i este o rădăcină, înseamnă că x2, 1 minus i, este a doua rădăcină. Dar știm că produsul rădăcinilor, x1 ori x2 ori x3, ar fi minus q pe 1, adică minus 4. Și întrucât x1 ori x2, 1 plus i, pe lângă 1 minus i, e 2, obținem că x3 ar fi minus 2. Într-adevăr, poate ar fi fost mai bine dacă foloseam suma rădăcinilor. Este x1 plus x2, adică 2, plus x3. Și întrucât suma rădăcinilor era 0, rezulta că x3 e minus 2. E mai simplu, nu?